Bună! Vă mulțumesc mult de tot pentru cei peste 5.000 de abonați. Apreciez toate like-urile și comentariile voastre. După cum bine știți, încerc să răspund la toate. Astăzi o să vă răspund la întrebări, fără să mă repet, sper eu, și vreau să și clarific niște lucruri. De la Don't Read am mai multe întrebări. Care e cel mai nefolositor lucru pe care l-ai învățat? Puricele de la degete se îngrățesc atunci când le ținem sub apă ca să putem apuca mai bine obiecte. Știu, inutil, dar mi-a rămas în cap. Care e cel mai ciudat vis pe care l-ai avut? Aveam o perioadă acum un an sau doi în care mă uitam la multe emisiuni cu fantome, așa că am avut și multe coșmaruri în perioada aia. Într-unul din ele, eram într-o casă în care fantomele erau în pereții acesteia și practic încercau să mă încătușeze și pe mine acolo. Foarte ciudat. Ce ai face dacă ai afla că nu poți muri? Aș îmbătrâni în timpul ăsta? Corpul meu s-ar deteriora? Depinde, dar nu aș vrea să trăiesc veșnic. Probabil că după vreo 80 de ani aș încerca să mă sinucid. Dar dacă aș fi imună la boli și răni, skydiving fără parașută. Eu, sincer, n-aș vrea să văd toată familia și prietenii apropiați murind. Sunt plictisitoare, știu. Care este cel mai prețios, din punctul tău de vedere, obiect pe care l-ai? De ce este prețios pentru tine? Ce îmi vine acum în minte și pentru că mă uit la el chiar acum, este inelul pe care l-am primit de la mama după ce am terminat facultatea. Rare ori îl dau jos de la mână. Te la gestă imocăl, ești actriță? Nu, aș vrea să fi studiat actoria, poate că acum aș n-ara mai bine. De la Briții, Briții? Sper că-ți citesc numele corect. De unde ești? Din România, nu știu. Sunt paranoică, așa că nu vreau să spun în ce oraș stau. Cum ai părul? Șaten, puțin peste umăr pentru că mi-a fost rău să-l tai. Ce părere ai despre hateri? Nu prea am. Mai primesc ocazional câte un comentariu răutăcios sau câte o înjurătură care chiar nu și-are locul pe canalul meu, dar încerc să le ignor. Bineînțeles că la un moment dat ajung să mă afecteze și pe mine comentariile negative și atunci încerc să evit secțiunea de comentarii. De la Alessia Dick, nu știu cum se pronunță. Baba Samca, câți ani ai? 25. Am făcut în februarie. De la Hidden Blade, ce părere ai despre trendingul din România în momentul acesta? Niciuna, nu urmăresc pagina de trending și nici nu urmăresc foarte mulți youtuberi din România. Sunt o babă demodată, aia e. De la Raul, mi-a adresat mai multe întrebări și pentru că am răspuns deja la o parte din ele, o să las link către Q&A-ul anterior. Ți s-a întâmplat vreodată ție o întâmplare sau mai multe care să fie ciudate în genul întâmplări de speriat, întâmplări care să te facă nedumerită, etc.? Dacă nu ți s-a întâmplat nimic ieșit din comun sau ciudat, ai dori să ți se întâmple? De câteva ori, dar nu m-am speriat niciodată de moarte. Majoritatea dăților am fost doar extrem de nedumerită. Poveștile pe care le spui în videoclipuri chiar s-au întâmplat în viața reală? Mă repet, nu am mai spus asta, sunt luate de pe net, traduse și narate de mine. La sfârșitul videoclipurilor, unde apare butonul de subscribe, scriu întotdeauna numele autorului, iar în bara de descriere a videoclipurilor, găsesc link-uri către povești și alte informații legate de acele clipuri. Ce te-a inspirat să spui numele canalului de YouTube Baba Samca? Inițial știam doar că voiam să pun în denumirea canalului Baba, pentru că mă duce cu gândul la copilăria mea și la poveștile pe care mi le spunea bunica, de la bătrânele din jur, fie că e vorba de cunoștințe, vecine sau rude bătrâne. Eu consider că babele din folclorul nostru nu sunt apreciate destul. Toată lumea știe de Dracula, de strigoi, de ele, dar despre babe nu auzi prea multe povești. Culmea e că despre ele nu se scrie doar în România, ci apar și în folclorul mai multor țări din zona asta balcanică. La ce sumă de abonați ai vrea să ajungi? Pe termen lung, vorbind aici poate în ani, mă gândesc eu, la 100.000. În momentul ăsta e doar o fantezie pentru mine, având în vedere ritmul în care îmi crește numărul de abonați, dar aș vrea să ajung la suma asta. E ok, sunt răbdătoare și îmi place ce fac. Am fost întrebată de mai multe persoane și primesc constant întrebări legate de Ștefan Mihai Creepypasta, dacă mai facem colaborări, dacă ne-am certat, etc., etc. În primul rând vreau să spun că nu ne-am certat, nu am avea de ce, o persoană de treabă, nu ne-am văzut față în față, am vorbit doar pe net, dar nu știu când sau dacă vom mai colabora, suntem doi adulți cu responsabilități și cu slujbe full-time. Scuze dacă v-am dezamăgit, dar asta e situația. De unde ai poveștile de groază pe care le spui în videoclipuri? Majoritatea sunt de pe Reddit, cu subreddit-urile Let's Not Meet și No Sleep. În ultima vreme m-am aventurat și în Creepy Encounters, Wholesome No Sleep și Short Scary Stories. Îmi place site-ul ăsta pentru că le pot cere permisiunea autorilor dacă
pot sau nu să le narez poveștile. Dark Knight vrea să știe dacă o să mai fac colaborări. Da, logic, pregătesc una chiar acum, nu știu când va intra. Nu știu dacă va intra înainte de clipul ăsta sau după, n-am idee. De la Ioana Alexandra Bogdan. Ce faci atunci când postezi? Sunt la muncă, acasă cu treabă, mă întâlnesc cu prietenii, ori mă uit la filme sau seriale. Ce muzică asculți? Ascult mai multe genuri muzicale, de la rock, pop, hip-hop, rap, toate cele. Mai puțin muzica românească și manele de loc, soi, aia. A început să-mi placă foarte mult aplicația Spotify. În ultima vreme aleg câte un playlist și lasă cânte acolo cât eu îmi văd de treabă. De la D-Kyle. Ai intrat vreodată pe Deep Web și crezi în fantome? Ai ceva întâmplări paranormale? Nu am intrat niciodată pe Deep Web și nu am de gând să fac asta. Cred în energie și că ar putea rămâne ceva în urmă după moartea unei persoane. Și da, am ceva întâmplări paranormale. Asta dacă nu sunt complet nebună și înconjurată de alți oameni nebuni. Live Forever mă întreabă cum am devenit un orator atât de bun. Nu sunt o povestitoare grozavă, am învățat să editez clipurile, să nu vă dați seama de asta. Hihi. O altă întrebare pe care o primesc des e legată de cum arăt, mi se cere să fac face reveal, etc. Nu vreau să fac face reveal, YouTube-ul este un hobby pentru mine, vă înțeleg curiozitatea, credeți-mă, dar sunt și eu un om normal, cu o viață normală, cu un job normal, pe care hobby-ul ăsta nu vreau să-l afecteze în vreun fel. Știu, sunt paranoică, dramatică. Nu e nevoie să-mi vedeți fața în momentul ăsta ca să vă bucurați de videoclipurile pe care le pun pe canalul meu. Și vă rog frumos, vă rog să-mi respectați decizia asta. De la Go to Sleep Sleep, cum te-ai gândit să te apuci de YouTube? Mă gândeam de mai mult timp să mă apuc de YouTube. Mi se pare distractiv să-mi împart un hobby, o pasiune cu mai multe persoane. Nu am vrut nici să uit limba engleză pe care am și studiat-o în școală, așa că am zis să le îmbin, iar rezultatul a fost Baba Sanca. De la Adrian, de la ce vârstă te atrage paranormalul? De la o vârstă fragedă, când eram mică stăteam la o răscruce de drumuri, așa că babele, să le zic așa, îmi spuneau o mulțime de povești cu ele. Poate că de atunci a început, nu știu. Dar am văzut și la TV nenumărate filme și emisiuni cu fantome. O fi și de acolo. De la Eu nu am nume. Te uiți la YouTuber care fac același conținut ca tine, din străinătate sau România? Cam de când m-am apucat de canal, n-am prea mai avut timp, dar mai las pe fundal să meargă când îmi văd de treabă prin casă clipuri de la Les Reed, Corpse Husband, The Grim Reader și alte câteva asemănătoare. Știu că îmi plac mai multe, dar asta vine acum. De la Ariadna Gabriela. Sorry dacă ți-am păcit numele, nu mă înjura. Te-ai gândit să scrii propriile povești? Nu am timp de așa ceva și nici talent la scris. De la Paper Flower. Cum vezi canalul peste un an? Cu mai multe povești interesante. Am multe în plan, dar parcă niciodată n-am timp de ele sau uit când trebuie să aleg poveste. Yay! Astea au fost întrebările pentru Q&A-ul de azi. Sper că v-a plăcut. Vă aștept în continuare părerile, întrebările și poveștile pentru seria Citesc Poveștile Voastre. Pe data viitoare!